Caftanul este un veșmânt care derivă din vechiul costum persan de călărie. A fost preluat inițial de demnitarii bizantini, pentru ca mai târziu să devină un element definitoriu pentru costumația dregătorilor de rang înalt din administrația otomană. Pe această filieră a fost adoptat și la curtea voievozilor din țările române. La sfârșitul secolului al XV-lea, aici, ca și în restul Europei, veșmintele erau o modalitate importantă de afirmare a statutului social. Pentru boierii craiovești, alegerea unui brocart italienesc de cea mai bună calitate echivala cu o declarație de putere economică. Țesătura scumpă din catifea roșie de mătase are motive decorative de inspirație vegetală țesute din fire de argint aurit și indică un atelier italienesc activ pe la 1480-1490. Costul unui asemenea material echivala în epocă cu cel al unei moșii de 10 de hectare de pământ. Caftanul acesta a fost dăruit de boierii craiovești Bisericii Mănăstirii Bistrița, unde a fost transformat în acoperământ de mormânt. Sub această formă a fost descoperit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de Alexandru Odobescu. Abia la începutul anilor 1960, cu prilejul restaurării, specialiștii au observat că era compus din fragmente care corespundeau elementelor unui caftan clasic, cu poale ample, mâneci lungi și strâmte. Numeroase portrete votive din acea vreme înfățișează ctitor purtând caftanul ca pe o pelerină, prevăzută cu fante pentru mâini, în timp ce la târnă decorativ pe spate. Donația boierilor craiovești stă mărturie pentru felul în care înțelegeau să-și cinstească rangul și după trecerea la cele veșnice. Un gest similar a făcut și domnitorul Neagoe Basarab, care a dăruit un caftan la fel de prețios pentru racla Sfântului Grigorie de Capolitul, de la aceeași mănăstire atât gestul craioveștilor cât și cel al lui Neagoe Basarab se înscriu într-o tradiție a epocii, când atât boierii răsăriteni cât și aristocrații occidentali obișnuiau să doneze veșminte din materiale de mare somtozitate pentru a fi transformate în veșminte preoțești. Ei își onorau astfel rangul și își asigurau veșnica pomenire.